Sunt momente că câteodată nu avem ce pune pe masă la copii, șer de mâncare, șer de astea. Am 3 copii, mi-e foarte greu. Am 3 copii, mi-e foarte greu. Trăiesc în concubinaj, soțul nu lucrează oficial și lucrează cu ziua, mi-este foarte greu. Sunt momente că câteodată nu avem ce pune pe masă la copii, șer de mâncare, șer de astea. Chiar astăzi a fost și a luat pâine pe datorie, n-am avut pâine în casă și s-a dus și a luat. Când am muia s-au întâmplat momente, a fost mai greu. La mine copilul este mare, a fost luat. A fost luat și ne-am dat stăruință, m-am stăruit până când și mi-l-am luat înapoi ca să nu fie luat de la mine. Și am avut momente foarte grele, tare, tare. Și amuia mi-e greu. Am un pătie de macaroni în casă, un pătie de fasole și un pătie de orez. Cartofi n-am, șapă n-am, nimic n-am. Chiar o calească la un copil n-am, asta Iana. A venit lunina, am Iana. Avem lumina, chiar azi am luat chitanța din poartă, 320 de lei, ca soțul i-a dus cu ziua, a să vie și a să plătim lunina. Ca să nu ne-o taie, să nu rămânem fără lumină, măcar la copii, cât de cât. Televizor n-am, mașină, cameră, tot n-am, și spală, și spars bacul și curge, spală mână. Televizor avem, ne-l-a dat un moș de nostru, la copii, să pozuiască, să uite, până ce să avem noi, a nostru, până ce să ne ajute Domnul, poate, și nevata mea dauri. A fi mai bine și poate intra la lucru și ne-o cumpăra ani, cumva ta o face, nu știu, mi-e tare foarte greu, ne-a rugat la Domnul, poate, să ne ajute. Am văzut pe Facebook casa miloștinilor și ne-am stat să ne rugăm, să vedem și am încercat să ne scrim la dumneavoastră. Cum Domnul e mare și o a dus Dumnezeu pe dumneavoastră la noi. Dar e foarte greu cu la noi. Și iată acum. În sarai nu stau la casa noastră, la casa soacră stau. În sarai stăm într-o cameră, stăm. În casă ședem și poate să facem cumva, poate ne ajuta ne cumnață. Ne ajută ne cumva să facem reparații în casă. Dar așa e foarte greu, în sarai stăm, avem lemne, n-avem, mâncem la pădure, aducem crengi, aducem astea, ne-am mai făcut ajutor de la primărie cu 4 saci de cărbuni și avem. Ana, ne-am mai făcut ajutor și am îmbrăcat copiii pe de iarnă, pe de școală, i-am îmbrăcat în an. Dar anul ăsta foarte greu ne-a fost, am strâns un pic de bani și eu nu m-am gândit ca să veniți dumneavoastră așa curând. Am avut 2000 de lei. Și am îmbrăcat copilul, i-am luat pantofi, i-am luat pantaloni, geantă, de școală i-am luat, i-am Iana. Și cu producțiile că nu mă așa rămas, așa producții nu ne-a stăruit să luăm, să aibă copilul să fie rând că tăți copiii la școală. Și așa, ia că cum, la noi situația. E foarte greu. Avem de făcut remont, avem de făcut asta, dacă e greu și nu putem. Copilul, am fost la controle, cam Iana m-a trimis la Chișinău cu dânsul la control strec, aparat strec, asta Iana. C-a zis că poate să-l pui picioarele în gips, dacă nu poți să pui la operație, ciorul stângul meu e dezvoltat decât cum trebuie. Și o zis că să nu fie mai mărișoară și să rupă, Doamne ferește, să fie invalidă toată viața ei. Stăm și ne chinuim să îngrămădim câte o lecuță, cât de bani să încem, să vedem, să trecem și ne-a zise. Și ea că acum. Asta e situația la noi. Mare Dumnezeu și ne-a rugat și ne-a rugăm să fie, să ne ajute. V-a dus Domnul la noi. Și ea că acum. Copilul poate l-a dat la grădiniță pe ăsta, muia la 1 septembrie, să fie mai ușor cu unul acasă, să fie mai bine, să pot face ceva ta. Așa el e mărișor, mai ies pe drum, mai și trasă, ne chemim.
Ies să duci, aici sunt magazinele, ies să duci. Tot ne temem, să vii cineva să ne ajute din bune, n-are cine, tată, mama mea e decedată, numai tata e rămas și lui tot e foarte greu. Trăiește în satul vecin și tot e tare greu și nu poate să iei, să crească ori asta, Iana. Avem nevoie, ne mai ducem la el, mai dă o cartofă, mai dă și mai poate și el, că nici el nu trăiește bine. Da. Dacă și poate ne ajută. Lapte pe datorii la fată luăm. Când avem să duci și cu vașele la femeie, când îl cheamă să duci și dăm datorii. Când am ei, când văd lapte pe datorii, avem datorii 460 de lei pe lapte numai. La magazin pe producție care mai luăm producție, copiii tot vorba una, ba alta, mai luăm. La magazin avem 1300. Datorii, să duci și mai dăm pe la magazine, că dacă n-a să dăm datoria, n-a să dai nici pe datorii. Și e foarte greu la noi. Mare Dumnezeu ne-a adus. L-a adus pe dumneavoastră și o să ne rugăm la Dumnezeu să ne vadă pe asta Iana și ne dă Domnul ajutoare și am dat copiii la grădiniță, am dat asta, Iana, să fie mai ușor, să putem face. Mamă scumpă, v-am auzit durerea, cum vă invităm cu băietul și cu băiței, ca să mergem la microbus, să ducem totul aici în ogradă, să-i mulțumim Domnului și noi, plecăm mai departe, la mai avem o familie. Mergeți să ne ajutați? Hai să mergem! Yeah.
Mulțumesc, Doamne, că ne-ați ajutat. Mulțumesc oamenilor care au putut să ne dăie, să ne ajute. Doamne, mulțumesc pentru toate darurile care ne-ați adus. Vă mulțumesc tare mult. Mamă scumpă, noi mergem la o altă familie, ne luăm rămas bun și vă spunem la revedere. Cu Domnul. Mulțumesc, Doamne. Fără mâncare, mă stăruc să aibă el. Dacă am cumpărat pentru școală, am rămas fără mâncare în casă. Da, și pot să zic. De atâta am sunat, am scris, nu știam cui să mă mai rog, cui să mă zic. Mi-am plăcut, mă unii Dumnezeu pe mine. Trăim foarte sărac. Tare sărac în fața plantului, nu știu. Am rămas cu 4 copii, unul pe tatăl zi și s-a dus. I s-a răsculcă, dar eu trebuie să mă gândesc ca 20 să le pun pe masă. Lumea ne-a dat din bracat, din calțat, ne-a ajutat cu șoptut. Bă, de mâncare ne-a mai ajutat, bă, pe datorii luăm de la magazin. Și le-am zis, Doamne Dumnezeu, m-a ajutat dumneavoastră, Dumnezeu este sus și ne vede. Mulțumesc foarte frumos Domnului Iisus Hristos este sus și ne-a văzut și vă mulțumesc că ați ajuns sănătoși la noi și mulțumim foarte, foarte, foarte mult care ne-au ajutat cu ce a putut și Dumnezeu să-i aibă în pază, Dumnezeu să-i ocrotească de toate cele rele și Dumnezeu să-i aibă în pază, Dumnezeu să-i ocrotească de toate cele rele.